A fost foarte interesant. În primul rând, ce mi-a făcut foarte mult este că a trebuit să fac și că m-a ajutat foarte mult să-mi coagulez gândurile, să-mi dau seama care sunt planurile mele de viitor și cum să le pun de fapt cel mai bine în practică. A fost foarte, foarte bine și foarte interesant și feedback-ul pe care am venit de la Monica. Examenul a fost cu emoții, dar mă bucur că am reușit să am o prezentare care a însumat practic tot ceea ce am învățat atâtea luni la cursul predat de Monica. A fost un examen care ne-a ajutat foarte tare și pe noi să ne structurăm practic informația pe care am primit-o și sunt convinsă că și eu, atât eu cât și colegii mei, vom reuși să aplicăm cu succes tot ceea ce ne-a învățat Monica la social media. A fost foarte mișto, adică așteptam momentul ăsta cumva, n-am vrut să fac prezentarea, am vrut să-mi prezint conturile și ca să primesc feedback pe treaba asta, pentru că eu sunt foarte nou în zona, în caz zic că n-am contul de Facebook personal primul anul trecut în noiembrie, imaginează. Deci, eu fiind tabula rasă așa, a contat foarte bine, pentru mine foarte mult feedback-ul tuturor și al Monicii în primul rând. Emoționantă, lungă, scurtă, nici nu-mi dau seama cât a durat. Începe că am lucrat destul de mult la ea. Eu sper că a fost o prezentare bună. De emoții. Ne-am mai vorbit în fața la oameni, atât de mulți oameni de foarte mult timp, cu un scop anume, adică ușoară. Nu m-am așteptat să le placă. A fost făcută pe repede înainte, ce e drept, liniță de timp, dar a ieșit bine. Mi-a plăcut tare mult. Mi-a plăcut mai ales partea inspirațională a lui și faptul că de fiecare dată reușeam să plec în fiecare luni seară spre nevizată, cu bine, cu planuri noi. Am făcut cunoștință cu toate canalele sociale, multe dintre ele pe care nu le băgasem în seamă până în momentul ăsta. Chiar am învățat o mulțime de lucruri. Cursul a fost extrem de interesant. Am venit aici, poate nu cu așteptări foarte mari, pentru că eram puțin temătoare, dar ne-a depășit total așteptările. Monica este un trainer extraordinar, e cumva o sursă de inspirație pentru noi și a fost și este. Și simt că după acest curs am acumulat extrem, extrem de multe lucruri pe care reușesc să le aplic. Mișto, am învățat multe chestii. Deci, perioada asta m-am conectat așa la tot ce înseamnă social media, tehnologie, influencers, YouTube, lucruri din spate pe care nu le știam de producție și mai departe. Am întâlnit influenceri, am văzut care e părerea lor. Foarte mișto și m-a încurajat și pe mine așa, văzând ce fel de oameni sunt ei, mi-a dat și mie curaj să încerc lucruri noi și e foarte tare cursul. Foarte intens. Am avut foarte multe informație. Am senzația acum la sfârșit că aș mai avea nevoie de încă unul, același curs, aceeași informație, ca să pot să o sedimentez pe toată până acum. Foarte interesant. Am învățat foarte multe. Am învățat chiar ce aveam nevoie să învățăm. A fost câteva luni pe care pe noi personal ne-au ajutat foarte mult și chiar mă bucur că am venit, pentru că am realizat o schimbare la 180 de grade în mine. Super, mi-a plăcut foarte tare de ea și în primul rând toată energia asta ei și vibe-ul pozitiv pe care ți-l dă și susținerea pe care simți că o ai de fapt în toate proiectele pe care s-au prezentat aici. Monica e un om extrem de cald. Îți oferă atâta informație într-un timp atât de scurt încât trebuie neapărat să fii foarte atent și să îți notezi tot timpul, pentru că ne oferă. E o sursă de inspirație când o vezi de entuziastă și cum vorbește despre acest fenomen, e imposibil să nu se lipească și la tine oricât de reticent ai fi vis-a-vis de acest domeniu. Mamă, Monica este o enciclopedie. Cum să zic?
nu citesc la fel de repede precum vorbește ea. Și practic învățăm foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt și are o experiență extraordinară. O inspirație de femeie, serios, m-a inspirat fantastic de mult. Am primit atât de mult informație și mesajul de you can do it pe parcursul acestui curs. Este extraordinar. Este o persoană foarte prietenoasă și foarte veselă și foarte dispusă să te ajute. Să-ți ofere informații, să-ți dea sfaturi. E foarte, foarte ok. Unicat. Și după, cred că partea asta inspirațională, toată zona asta de încredere și de multe exemple din piață și lucruri care funcționează și onestitatea asta al planurilor pe care putem sau nu putem să le facem. Cel mai mult la curs mi-a plăcut că am reușit să depășesc bariera și să ieși cumva din cutie. Au fost multe capitole din cursul social media care mi-au plăcut, dar cel mai tare mă bucur că m-a ajutat să-mi găsesc inspirația și să faci tot ceea ce trebuie în social media ca să fii sigur că ești pe drumul cel bun. Chestiile din spate, cum să zic așa, adică making-off-urile la conturile de Instagram, la YouTuberi, mi-a plăcut chestia asta, adică ce trebuie să faci. Uite, mi-au camera asta, trebuie să folosesc așa, trebuie să facem aia, lumina e așa. Chestii de subtilitate așa, de finețe, care mă ajută pe mine să mi-i șlefuiesc campanii. Modul în care Monica știe să livreze informații, modul în care ea a livrat informații. Orele de YouTube, cu invitații de la YouTube, au fost cele mai mișto, cele mai frumoase, cele mai interactive, cele mai